Vă spunem tuturor, bine ați venit la adunare și vă invităm să deschidem acest sabat cu imnul 590. Da citire la două versete care le găsim la Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 24 și 25. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și poate să se bucure fără el? Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, ne închinăm în această seară înaintea Ta și îți mulțumim frumos pentru că ne-ai condus la biserică. Îți mulțumim frumos pentru că pentru o oră putem să stăm înaintea Ta și te rog frumos să ne deschizi inima, să faci ordine încât să putem primi cuvântul Tău. Și ajută-ne, te rog frumos, ca fie că ascultăm cuvântul Tău, fie că suntem la biserică, fie că suntem în altă parte, să fim conștienți că fără Tine nu putem să fim. Rămâi împreună cu noi și numele Tău să fie peste noi
și să fie în viața noastră. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Bună seara și pacea Domnului tuturor! Dumnezeu să fie lăudat că cu toții am putut să luăm ceasul acesta, să-l punem la locul lui, adică un ceas lângă Dumnezeu și în inima mea și în inima voastră. Sper să existe mulțumire și laudă la adresa lui. Amin. Aș dori ca lucrul acesta să se regăsească în următoarele minute și în câteva cântări pe care să le cântăm și apoi, potrivit cu obiceiul pe care ne l-a lăsat Iisus Hristos, să deschidem sururile și să citim din cuvântul Său și pentru această seară. Dacă cineva își dorește în mod special o cântare și ne-o spune, imediat, Florinel, cât ai zis? 842. Bine, omule. Haideți să lăudăm pe Domnul cu imnul 842. Când odată va să sune trâmbița prin munți și văi și când Domnul va să-i adune pe ai Săi. Versurile acestei cântări și nu numai, în toate cântările cu versuri de felul acesta, regăsim marea făgăduință a Domnului Iisus Hristos cu privire la învierea de obște pe care are de gând să o săvârșească la capătul zilelor pe care El le-a stabilit și cu întâlnirea de obște dintre cei care s-au iubit și au fost credincioși lui Dumnezeu pentru a moșteni viața veșnică. Ori de câte ori cântăm această cântare, aș dori ca să tresară în noi această credință și acest dor de a fi împreună cu Iisus Hristos și împreună cu cei
care au fost credincioși lui Dumnezeu. Amin. Florinel, ce cântare ai vrut? 319. Bine, omule. Ia să vedem tu ce cântare ne propui în raport cu fratele tău de cruce, Andrei. 319. Laudă astăzi pe Domnul. Amin. Amin. Da, este foarte interesant cum autorul cuvintelor acestui imn asociază slava cu ocara. Altfel spus, slava fiecărui om derivă din ocara pe care a suferit-o Hristos. Și un om care nu se pune în locul și în starea ocării pe care a primit-o lui Hristos, nu poate avea slavă. Sau dacă are slavă, e una care trece. Da. Dumnezeu să ne ajute să ținem cont de această asociere dintre slava noastră și ocara lui Hristos. Bine, dacă altcineva mai dorește o cântare... 846. Bine, Cornelia. Haideți să căutăm cântarea 846. Cine sunt acești fericiți? Fire, 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 fire
Amin. Amin. Da. Fără comentarii cumva cântarea aceasta, plină și de spontaneitate, plină de frumusețe, plină de răspuns la curiozități, cine sunt cei mântuiți, cine sunt cei fericiți, cine sunt cei care poartă o haină nepătată, și lista poate să continue. Autorul încearcă să spună că aceștia putem să fim și noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Mai putem cânta o cântare. 861. Bine, Vasile, ia să vedem tu ce cântare ne spui. 861. La cele țărmuri de peste râu. Amin. Amin. Iubiții mei frați și surori, dragi tineri, băieți și fete, dragi copii, dragi musafiri, cu aleasă prețuire vă spun tuturor încă o dată bună seara și fiți bineveniți la biserică. Cu același drag salut pe cei care sunteți împreună cu noi prin internet. Dacă lipsiți de la biserica locală, intenționat, atunci vă cert un pic. Dar dacă așa e situația, că puteți să fiți prin internet cu noi, și pe unii și pe alții, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea o seară plăcută în biserica noastră din Nazlă. Amin. Amin. Așadar, dragii mei, suntem aici acum
ca un semn de prețuire și de prestigiu pentru cât binele ne-l face Dumnezeu în fiecare zi. Noi românii avem un umor mai ciudat față de alte popoare și umorul acesta îl culegem uneori din cele mai de-andoasele poziții care le avem față de anumite realități. De exemplu, o zicală de-a noastră este că pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succese. Și după ce a ajuns băiatul meu în Coreea la studii, a fost foarte fascinat de lumea de acolo, înnebunit chiar, și a zis: gata, eu nu mă mai întorc niciodată în România, rămân în Coreea. Dar când a auzit că coreenii au un concediu de 5 zile pe an, nu pentru că nu vrea cineva să le dea mai mult, nu le trebuie. Ei, dacă nu se duc la lucru, sunt bolnavi. A zis: domnule, e frumos, dar nu mă mai duc, nu mai rămân acolo. Iar în stațiile de autobuz sau de tramvai, vezi pe toți la costum, cu laptopul lucrează, și dacă nu mai pot de atâta muncă decât au muncit, la costum dorm pe banca de la tramvai sau de la microbuz, în costum îmbrăcați la cămașă, așa dorm, și când mine pac, se scoală, ei au, sunt nebuniți să lucreze. Noi suntem înnebuniți să luăm pauze. Cred că e corectă treaba, nu? La ei e corectă în felul lor și la noi e corectă în felul nostru. De ce vorbesc despre pauză? Pentru că aș vrea să vă spun că, începând cu seara asta, s-a încheiat pauza din Romani. Am luat o pauză pentru că am început să văd așa de pe voi că nu mai puteți duce. Și am zis: mă, iau o pauză din Epistola către Romani, mai diversific subiectele, că s-au săturat frații mei să le vorbesc despre lege și har. Dar Dumnezeu nu s-a săturat, când am ajuns abia pe la capitolul 5 și până termin toată epistola, mai este. Și pentru că am avut o pauză bună de câteva luni, cred, aș vrea, începând cu seara aceasta, să reluăm mai departe epistola către Romani, pentru că este fascinantă. Și este cu atât mai fascinantă cu cât este una din puținele cărți care lasă de înțeles o fericire pe care nu o scrie. Care e fericirea aceea? Fericiți cei ce nu înțeleg. Da. Bine. Deschidem Scriptura în seara aceasta, la Romani, la capitolul 5 am rămas, și vom citi împreună, începând cu versetul 6. Romani, capitolul 5, începând cu versetul 6, apare o pericopă biblică foarte frumoasă și una mai pentru puterile noastre, adică nu-i chiar așa de complicată ca altele. Scriptura spune așa: căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Amin. E un pasaj foarte frumos, cade de la sine fiecare metrică, fiecare idee, și e foarte complicat, vă spuneam și altă dată, când citești din Scriptură, mai ales din pasaje din care se predică foarte mult, e foarte complicat să mai vezi tot ce scrie. De obicei vezi numai ce ai auzit că s-o predicat.
Și pasajul ăsta, când îl citești, mereu îți aduce aminte, sau cel puțin eu, cum au predicat înaintașii noștri, care au pus accentul pe dragostea lui Dumnezeu, care ne-a iubit înainte, care au făcut niște lucruri înainte și așa mai departe, și accentul este dominant pe această dragoste, ceea ce este corect. În seara aceasta aș vrea să mai aduc în fața mea și în fața voastră niște lucruri pe care le-am văzut în text. Și aș dori mult să avem o inimă deschisă, pentru că vom afla câteva lucruri ciudate și despre Dumnezeu și despre noi. Mesajul din seara aceasta are titlul Viața de apoi la prezent. Deci viața de apoi la prezent. Cei mai mulți dintre credincioși și creștini, poate că până la toți, visează la viața de apoi. Unii cred că viața de apoi începe în momentul când ai murit. La câteva zile, sufletul se duce în rai, după ce se plătesc vămile și scapă de toate, ajunge într-un loc frumos cu verdeață și începe viața de apoi. Și fiecare om, când vede că nu mai poate să facă nimic pe pământ, că l-a ajuns toate bătrânețile, îi începe să viseze la viața de apoi și își închipuie foarte idilic și foarte frumos. E rău? Nu e rău. Poți să visezi la viața de apoi. Cei care suntem mai în putere, încă nu suntem foarte bătrâni, ne gândim la viața de apoi ca o soluție când nu mai putem să trăim. Și dacă tot o fi și o fi într-o zi să mor, o fi bine să am și o viață de apoi. Asta fac cât trebuie și ce trebuie, și dacă mai primești un bonus în viața de apoi, e în regulă, nu? Nu? Însă, în seara aceasta aș vrea să încerc, prin pasajul pe care l-am citit, să vă ajut pe voi și pe mine să înțelegem că viața de apoi trebuie trăită azi. Și cine nu trăiește azi viața de apoi, nu va avea viață de apoi, ci va avea foc. E bun și ăla. Când coci cucuruz în lapte sau când faci o friptură sau așa, e bun foc. Dar când te arde, nu e foarte, foarte bun. Sau, mă rog, depinde de preferință. Deci este o condiție în sine ca cei care visează la viața de apoi să o viseze azi. Era mai de mult, cred că v-am mai spus imaginea asta foarte idilică, așa, era un obicei mai de mult. Poate că mai e și astăzi, dar mai puțin din cauza potopului de produse care se fac. Dar mai de mult, neexistând potopul acesta de produse, când se năștea în casă o fetiță, de cum începea să gângurească și să priceapă ea care-i stânga și care-i dreapta, mama și familia, bunicii și toți, îi spuneau că ea va trebui să se mărite. Și că o fată care se mărită se poate mărita numai dacă are cel puțin două perne, una să fie sub capul ei și una sub al bărbatului ei. Dacă are cel puțin o plapumă, pentru ca să se poată acoperi seara când se culcă. Dacă are cel puțin două farfurii și două rânduri de tacâmuri, ca să aibă din ce mânca. Și în felul acesta, fetița de la 2-3 ani trăia măritișul. Cum? Avea un cufăr mare în care când putea maică-sa, îi cumpăra două oblide și le punea în cufăr. Când putea maică-sa, îi făcea, smulgea penele de la gâscă, făcea două... Nu-i niciun apropo. Așa, smulgea, că de la fulgii de la gâscă se face cea mai confortabilă pernă. Smulgea penele de la gâscă, puful ăla frumos și îi făcea două pene și le punea la dezestre, încât fata, când ajungea să fie mireasă, ea avea toate dinainte. Ba mai mult, la logodnă, tatăl fetei ținea un spici. Nu o să zicea spici pe vremea aceea. Așa,
ținea un toast, da, sau o cuvântare, mă rog, așa, prin care povestea celor de față ce zestre are fata. Dar știți de ce povestea? Noi ne-am rupt de biserica tradițională și ne-am rupt și de cele bune. Știți de ce povestea? Pentru că înainte ca preotul să-i declare soț și soție, publicul care era în sală era întrebat, și astăzi la fel întrebat, este cineva care este împotriva acestei căsătorii? Și dacă din sală ridica cineva mâna și spunea, eu sunt împotriva acestei căsătorii, preotul întreba, ce motive ai împotriva acestei căsătorii? Și dacă cel care era împotrivă avea motive clare, fata nu este demăritat, fata nu are nimic, nu s-a pregătit pentru trucul ăsta sau mai multe, preotul anula slujba de căsătorie și te mitea acasă. Și astăzi în Biserica Romano-Catolică nu există nicio nuntă în care să fie chemat numele lui Dumnezeu peste mire și mireasă, fără să fie întrebată sala, este cineva în sală care e împotriva acestei căsătorii? Și după ce vede că nu-i nimeni împotrivă, continuă slujba. Da, era o chestie foarte interesantă. Nu știu dacă bună sau rea, sau nu vreau să fac declarații, dar era o chestie interesantă. Ei, în felul acesta, dragii mei, aș vrea în seara aceasta să vă arăt despre importanța vieții de apoi la prezent. În pasajul acesta se discută mântuirea mea și mântuirea voastră. Și este discutată pe două declarații care se fac despre noi. Două declarații care se fac despre noi. Prima declarație care se face despre noi în acest pasaj este despre cum eram. Hai să vedem. Zice așa Scriptura. Pe când eram noi încă fără putere, Dumnezeu decidea să se facă ceva pentru noi pe vremea când noi eram încă fără putere. Adică, cum fără putere? Doar puteam să umblăm în picioare. Puteam să ridicăm bagaj. Dacă era nevoie, ne puneam patru inși pe o parte la o mașină și o ridicam și o răsturnam invers. Acum, în zilele astea, mai mulți oameni s-au strâns, câteva zeci de oameni și au ridicat un vagon de tramvai sau de metrou ca să iasă un om care a căzut acolo pentru că nu putea ieși, era încarcerat și l-au scos afară. Cu putere. Pe când eram noi fără putere, Dumnezeu era interesat de noi. Probabil că sunt mai multe perspective cu privirea vremii când eram fără putere. Eu vă spun una în seara aceasta. Ea este scrisă în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 1, un verset foarte bine cunoscut, dar care sunt obligat să-l citesc în seara asta. Faptele Apostolilor, capitolul 1, zice așa. Versetul 8. Ci voi veți primi o putere. Deci înainte ca Duhul Sfânt să fie coborât peste mine și peste voi. Înainte ca Hristosul lui Dumnezeu să-și împlinească făgăduința că va da un mângâietor. Dumnezeu ne trata cu mare respect. E ca și cum vrei să dai la facultate, la medicină, și un profesor îți dă note înainte ca tu să fii student. Cum ai cântări atitudinea unui semne profesor? Bă, ăsta are probleme. Cum îi dă la note și ăla încă nici nu-i studia la medicină? Și nu orice note,
ci note bune. Vedeți? Zice așa cuvântul. Căci pe când eram noi încă fără putere, înainte ca Dumnezeu să-și dea darul lui nouă, înainte ca Duhul Sfânt Dumnezeul să umple viața noastră și inima noastră, în alte cuvinte, în vremea când eram la modul absolut fără Dumnezeu. Deci noi, dragii mei, pasajul acesta face o declarație despre noi, că noi am fost oameni la modul absolut fără Dumnezeu, fără puterea lui Dumnezeu, fără niciun interes despre Dumnezeu. Și când eram așa, Dumnezeu avea interes pentru noi. Oare de ce? Să nu răspundeți cu ne-a iubit. Deocamdată această expresie vreau să rămână la o parte. Hai să facem un pas mai departe. O altă declarație despre noi. Zice așa în versetul 8. Când eram noi încă păcătoși. Când eram noi încă păcătoși. Adică, cum când eram noi încă păcătoși? Am fi putut să fim și altfel? Sigur că se pot da 100 de răspunsuri și toate corecte. Eu am ales unul. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 1, Psalmul începe cum? Să văd dacă își aduce cineva minte. De omul, așa, care nu se duce... Stați așa, nu, ziceți întâi, care nu se duce, unde? La sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Mulțumesc! Legat de pasajul pe care l-am citit, noi, Dumnezeu când era interesat de noi? Când eram așa cum? Nu, păi, nu, băi, zi numai cuvântul de acolo, mă, când eram cum? Uită-te, mă, în text. Așa renunța, dragă, așa. Pe când eram pe calea celor păcătoși. Dar cum eram pe calea celor păcătoși? Nu. Eram în tranzit. Acum vreau să vă spun ceva. E greu ce urmează să vă spun. Da? V-ați obișnuit să le duceți. N-am înțeles niciodată de ce vă place să le duceți, că doar ați putea să le lăsați jos și gata. Dar v-ați obișnuit să le duceți. E foarte interesantă declarația asta din Psalmul 1. E foarte interesantă datorită unor subtilități despre care aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Zice că fericit este omul care nu se duce la sfatul celor răi și nu se oprește pe calea celor păcătoși. Deci el trece pe ea. El trece pe ea. Știți ce cred cei mai mulți dintre noi? Că ei se pot pocăi și să rămână pe aceeași cale pe care erau înainte. Dar nu e așa. Adică dacă mergi de la Târgu Mureș spre Luduș, dar tu ai luat-o spre Sighișoara și tu te pocăiești să mergi la Luduș. Nu poți să mergi tot spre Sighișoara, că trebuie undeva să o iei spre Luduș. Nu? Nu. Deci ciudat, pe când noi eram în tranzit pe calea păcătoșilor, Dumnezeu era interesat de noi. Dar hai să mai vedem ceva. Un lucru mai dur un pic. Cei mai mulți dintre noi cred că suntem pe calea aceasta a lumii, că doar nu avem cum să umblăm pe ceruri, că trebuie să umblăm pe pământ, și aici ne pocăim la Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Nepopular. Nu te poți pocăi la Dumnezeu
și să umbli pe drumurile dracului. N-ai cum. Dacă ești pocăit la Dumnezeu, înseamnă că ai plecat de pe drumurile dracului. Cei mai mulți dintre noi cred că se poate face o simbioză sau o îndrăgostire. Dom'le, asta e! Eu salut Dumnezeu! Păi și ce caz pe aici? Păi ce caz? Pe aici merg toți oamenii, dar eu salut Dumnezeu! Nu e adevărat! Noi și dacă am fost vreodată păcătoși, am fost în tranzit! Adică nu aceea a fost destinația noastră, nu acela a fost modul nostru de a fi, nu acela a fost scopul nostru, ci noi am trecut întâmplător pe calea lor și acum trebuie să fim pe calea lui Dumnezeu. Deci dacă vreunul dintre voi crede că a fost mare, ce știu cum simt, mare halterist, se înșală. Și că noi am fost fără putere. Dacă vreunul dintre noi crede că am fost foarte sofisticați, numai pe căi din alea așa bengoase și mari sfătoși, nu. Noi am fost pe calea păcătoșilor. Asta e. Așa zice Dumnezeu. Eu apreciez părerea care o avem noi despre noi, dar n-are niciun rost. Dar mai face o declarație aici. 3. Zice așa. Atunci când eram vrăjmași, e foarte interesant. Vrăjmaș. Cum adică? Cum poți să fii vrăjmaș? Și vrăjmaș al cui? Firea pământească este vrăjmașie împotriva lui Dumnezeu. Da, dar dacă stai să te gândești să o pui cu picioarele pe pământ, ca un puzzle, cum e aia? Cum? Dar n-ai cum să fii vrăjmaș la Dumnezeu. Nici nu te întâlnești cu el. Cum ești vrăjmaș la Dumnezeu? Cum ești? Serios. Uite, eu în seara asta vreau să fiu vrăjmașul lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Doar cu gura pot să zic, dar ca și cum aș zice, eu-s vrăjmașul lui, ziceți, mă, lui Putin. Încă poate că asta mai merge, dar Dumnezeu cum să zici? Cum e vrăjmașul lui Dumnezeu? Cum? Nu ești în tranzit. Nu ești în tranzit. Cum? Pe mine m-a încurcat întrebarea asta. Și am găsit, sunt multe răspunsuri în Biblie, dar vă dau numai unul. Interesant răspuns. L-am găsit în cartea profetului Isaia. Vreau să vi-l citesc. În Isaia, la capitolul 46, Dumnezeu zice o chestie foarte interesantă. Și de ce o citesc pe asta? Pentru că o văd între noi. Isaia 46 cu versetul 12 zice așa. Ascultați-mă, oameni! Oameni cu inima împietrită, vrășmași ai neprihănirii. Vrășmași ai neprihănirii. De ce am ales din Biblie pasajul ăsta să-l pun la Romani? Am fost tânăr și am îmbătrânit, am fost copil și acum imediat mă duc alții. Am văzut o chestie de când eram copil în biserică. Noi nu avem probleme de niciun fel cu existența lui Dumnezeu. Noi avem probleme cu ceea ce vrea El să facă cu noi pe pământ. Noi urâm ca Dumnezeu să ne facă aici neprihăniți. Și au fost studii trimestriale, studii anuale, când le făcea la Dumitru Pop așa de groase, care vorbeau numai despre neprihănire și despre sfințenie. Și de fiecare dată, și acum când închid ochii, îl văd la Solovăstru pe fratele care ținea studiu și erau vreo 4 inși care răspundeau întotdeauna contradictoriu. Aia nu era rău, era foarte bine. Și acum îi văd și aud în auzul meu intern cum unul zicea, ce, aici trebuie să fim sfinți că dacă nu, s-a terminat. Și începea la altul, nu, aici niciun om nu poate să fie sfinț
că Biblia zice că toți au păcătuit. Și așa începea studiul și așa se termina. Și am constatat după 40 de ani de viață că noi urâm neprihănirea. Deci o urâm. Și cine urăște neprihănirea, acum ai răspunsul, pe cine urăște? Pe Dumnezeu. Pentru că El este neprihănit. Așa spune Scriptura, a neprihănitului Dumnezeu. Deci noi cumva îl avem pe Dumnezeu, dar calitatea Lui de a fi ne este străină. Și nu doar că ne este străină, ci o refuzăm. Vrăjmaș înseamnă să vrei să distrugi ceva. Vrăjmaș înseamnă să fii în război cu ceva. Ei, noi vrem să distrugem orice speranță de a fi neprihăniți pe pământ. Sperând că așa este corect ca să avem neprihănire în ceruri. Dar nu e așa. Viața de apoi e la prezent. Cine o trăiește astăzi, o are și atunci. Și cine o refuză astăzi, nu o are nici atunci. Noi avem o problemă mare cu Dumnezeu. Am vrea neprihănirea. Da, noi i-am făcut programare când să ne-o dea, nu când vrea El. Deci, există o declarație despre noi, despre ceea ce am fost, mare și lată, și anume, am fost fără putere, am fost păcătoși și am fost vrăjmași ai lui Dumnezeu. În condițiile acestea, Dumnezeu era interesat de un lucru. Să ne mântuiască. Și în pasajul în care l-am citit, apar două declarații despre noi la prezent. Să vedem. Iustiniane, unde ești? Pornește puțin aerul, te rog, că e cald aici, mă. Toți suntem serios, nu știu de ce. Nu. Eu văd așa cum pe toată lumea curge apă. Toată lumea e... Dacă tot am dat banii ăștia și putem sta bine. Da. Apar două declarații despre noi la prezent. Și aș vrea să le citesc. Prima zice așa. Acum, când suntem socotiți neprihăniți. Acum, când suntem socotiți neprihăniți. Cum ar trebui să fim în viața de apoi? Neprihăniți. Când suntem socotiți neprihăniți? Acum. Când începe viața de apoi? Acum. Ce nu vreți? A doua declarație despre noi. Acum când suntem împăcați cu El. Adică nu mai e niciun conflict între noi și Dumnezeu. Câți dintre voi credeți că nu mai există niciun conflict între tine și Dumnezeu? Crezi? De ce îți cauți motive ca să rămână conflictul dintre El și tine? Eu n-am înțeles asta. Cu nu se poate, cu nu pot, cu suntem într-o stare, cu eu o fire așa, cu tot felul de găselnițe le aducem în față pentru ca să păstrăm conflictul dintre noi și Dumnezeu. De ce? Dacă Scriptura spune acum
când suntem împăcați cu El. De ce? Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Eu și cu voi vrem altceva, nu ceea ce are să ne ofere Dumnezeu. Și să nu uitați, Dumnezeu nu ne va da niciodată altceva, ci celor ce vor, le va da ce El a pregătit. Dumnezeu a decis ce să ofere omului care se mântuie. Și noi nu vrem să primim ce a pregătit El să dea. Noi vrem altceva și credem în El, dar vrem altceva. Nu, Dumnezeu nu ne va da altceva. El ne va da ce a pregătit sau nu ne va da. Altfel spus, dragii mei, noi am fost nimeni drum și plin de praf, fără nicio putere. Noi am fost păcătoși. Noi eram vrăjmași ai neprihănirii. Acum suntem neprihăniți și acum suntem împăcați cu El. Dacă nu suntem asta, nu mai suntem nici fără putere, nici vrăjmași și nici păcătoși, ci suntem lepădați. Repet, noi acum suntem neprihăniți și împăcați cu Dumnezeu. Dacă nu suntem asta, noi nu mai suntem nici păcătoși, noi nu mai suntem nici fără putere, noi nu mai suntem nici vrăjmași, ci noi suntem lepădați. Așa că trebuie să luăm în calcul foarte serios dacă vrem să fim ceea ce declară Dumnezeu că suntem sau dacă refuzăm lucrul acesta. Pentru că dacă îl refuzăm, situația e gravă sau e foarte gravă. De ce? În text apare de ce, de trei ori scris. Zice așa, Hristos a murit pentru asta. Hristos a murit pentru asta. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru asta. De trei ori scrie în pasajul ăsta. Ca și cum ar trebui ca eu și tu să știu că fiind fără putere, a primi putere înseamnă să fi murit Hristos. Ca și cum tu și eu trebuie să știu că fiind păcătos, a fi fără păcat, a murit Hristos. Ca și cum tu și eu ar trebui să știm că fiind vrăjmași, noi putem să devenim prieteni ai lui Dumnezeu numai prin faptul că l-a murit Hristos. Dar dacă lucrul ăsta nu-l înțelegem, înseamnă că noi n-am înțeles ce trebuie să trăim astăzi. Viața de apoi, când? La prezent, acum. Și acum să introducem dragostea. Îl surprind pe Dumnezeu adesea, nu știu dacă și voi, de o nedreptate sau de o neîndreptățire nepoliticoasă sau dusă la extremă. Adică, cum poți tu să iubești pe unul care n-are Duhul Sfânt? Cum poți să cauți tu pe unul care e vrăjmașul neprihănirii tale? Cum poți să cauți tu pe unul care e pe calea păcătoșilor? Mi se pare surprinzător de necorect. Față de ceva. Nu știu exact față de ce. Și în ciuda percepției mele vinovate sau nevinovate, Dumnezeu hotărăște. Pe vremea când tu, Comane, erai fără Duh Sfânt,
pe vremea când tu, Comane, erai vrăjmașul neprihănirii mele, pe vremea când tu, Comane, erai păcătos, Hristos a murit pentru ca tu acum să fii neprihănit și împăcat cu mine. Știți, în mod tradițional, când vor fi oamenii neprihăniți și împăcați cu Dumnezeu? Când? În viața de apoi. Dar aici, în text, știți când sunt oamenii neprihăniți și împăcați cu Dumnezeu? Când, frate Simeon? Acum. Viața de apoi? Când? Acum. Și întrebarea decurge de la sine. Ți-ar conveni să nu zici da, că nu-ți convine. Dar poți, prin Iisus Hristos, să faci să-ți convină. Și zici așa, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți. Ciudat. Fiți foarte atenți la text. Am scăpat de neputință și am primit Duhul Sfânt pentru că Hristos a murit. Am scăpat de păcate și putem să fim neprihăniți pentru că Hristos a murit. Am scăpat de vrăjmășie și putem fi prieteni cu Dumnezeu pentru că Fiul lui Dumnezeu a murit. Și vom fi mântuiți pentru că Fiul lui Dumnezeu trăiește. Da. Foarte interesant cuvântul acesta. Și ne bucurăm în Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Scumpii mei, dacă ne uităm atenți la ceasul calendarului, s-a cam dus și vara asta. Și odată dusă vara, după Biblie, mai e un pic și începe anul nou. Toamna începe anul nou, după Biblie. Anul nou civil, anul nou religios începea primăvara. Și era o cântare care zicea cam așa cuvintele. Și noi am stat și stăm mereu nepăsători. Dragii mei, v-aș pune o întrebare de la inimă la inimă. Dacă e așa de frumoasă viața de apoi, de ce vă doriți numai după ce muriți? Ce ziceți? Nu cât vă place viața de apoi, ci de 1000 de ori mai puțin. V-ar plăcea ca cineva să vă facă un dar de 1 miliard de euro. V-ar plăcea? Da, cinstit. Mie mi-ar plăcea. Nu așa de mult cât viața de apoi. De 1000 de ori mai puțin. Dar mi-ar plăcea să-mi facă cineva un dar 1 miliard de euro. Dar câți dintre voi ați vrea ca miliardul să-l primiți în viața de apoi, nu acum, după ce muriți? Ca să țineți la miliard ca la viața de apoi. Așa că nu-i coșer. N-ai văzut. Dar voi credeți că ce vedem noi așa simplu, Dumnezeu nu vede? Vede și Dumnezeu. Viața de apoi e la timpul prezent. Și dacă ți-o dorești, începe de acum. Și atunci, dragostea lui Dumnezeu e prețuită de tine. Și viața lui Hristos e prețuită de tine.
Și în felul acesta ai bucuria pe care o dăruiește El. Am auzit o glumă, dar e cu mare tâlc, câțiva dintre voi o știți, e cu mare tâlc și potrivește la... De fapt, nu cred, unii zic că n-ar fi glumă. Era un om foarte bogat și avea foarte mulți bani. Și era pe patul de suferință și de moarte. Și a vorbit cu soția lui pe care o iubea și soția lui iubea pe el. Și a zis, draga mea, am totuși o rugăminte. Care, dragul meu? Dar făgăduiește-mi că e o rugăminte cu limbă de moarte și făgăduiește-mi că mi-o împlinești. Făgăduiesc. Zice, uite, după ce mor, să comasez în valori foarte mari, în diamante, în aur, toată averea mea și să o pui în sicriu cu mine și să o bagi în pământ. Făgăduiești? Și soția a zis, da, dragul meu, cu toată dragostea, lăcrimând. Și s-a dus, a trecut toate averile lui pe numele ei și povestind cu celelalte țațe de ale ei, ce mai face bărbatul? Păi trebuie să moară. Și iau-te ce mi-a cerut. Și o să faci normal. N-am cum. I-am făgăduit. Și a venit, a murit, a fost înmormântarea și cum e omul în sicriu, ia într-o casetă frumoasă, aurită, din metal, așa, a pus în sicriu toată averea lui. Și toate prietenele ei care au văzut au rămas șocate. Și tu chiar n-ai minte? Atâta valoare să pui cu el în pământ, pijinuiești să întoarsă la cap. Și după ce l-au îngropat și au pus pământul pe el și s-au dus la masa de moș, așa, vai tu, dar eu nu pot să cresc, să iubești atât de un om. Și zice, fetelor, zice, toată averea e pe numele meu. Și i-am scris un cec de valoarea întregii valori, să-l folosească pe lumea cealaltă. Încet vă prindeți, probabil când ajungeți acasă, să vă dați seama. Da, așa. Da. Cam așa facem noi. Și noi vrem viața de apoi și le vrem toate atunci. Le scriem pe cec. Când murim, nu le putem scoate. Dar cum să le avem aici? Da. Însă dacă mortul ăla naștut cum îl iubește nevastă sa vie, să știți că Hristos cel viu știe cum îl iubim. Da. Nu uitați. Viața de apoi la timpul prezent. Dumnezeu să vă ajute, scumpii mei, să aveți lucrurile acestea în Iisus Hristos cel înviat. Amin. Pentru încheierea serviciului divin vom cânta imnul numărul 67.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta la acest început de sabat, după ce am auzit din nou cuvântul Tău, plin de nesiguranță, plin cu păcatele noastre pe care încă le facem. Nici nu știu ce aș mai putea să-ți cerem, Doamne. Să ne mai dai timp de har pe care să-l irosim. Să cerem milă, îndurare, să cerem să ne ierți, chiar dacă nu ne pare rău. Fie ca acest sabat să fie unul în care să ne cercetezi inimile din nou. Și dacă Tu vei găsi cu cale să lucrezi încă o dată,